Hei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube sau bine ați venit dacă sunteți noi, numele meu este Ioana și urmează un nou video. Dragilor, în video de astăzi o să vă arăt ce se află în geanta mea. Fac acest video în fiecare an, iar anul acesta chiar s-a schimbat foarte mult ceea ce am în geantă și modelul de geantă pe care l-am, așa că haideți să dăm drumul. Deci, geanta pe care o am este o geantă așa, este, eu de obicei o port în spate, așa, gen poștaș. Nu-mi plac gențile nici foarte mari, nici foarte mici, nu-mi plac nici cele foarte elegante, nici cele foarte sportive, chiar dacă până acum ați văzut foarte multe ghiozdane la mine, am decis să fiu un pic mai feminine, să zic așa, și să schimb și eu geanta. Geanta aceasta este o geantă din piele, are un compartiment micuț aici, un compartiment unic, mare. Așa că haideți să vă arăt ce am în geantă, nu știu ce am, pentru că vă spun sincer, am luat-o acum de pe cuier pentru că am și eu 2 minute în care Cezar nu este acasă, dar imediat o să vină și am decis să fac video asta. Așa că haideți să-i dăm drumul. Eu o pun aici pe picioare ca să pot să scot tot ce e în ea. Ce găsesc mi-a dat aici? Sunt cheile de la casă, telecomanda de la alarmă, chei normale. Cred că am să le arunc pe pat. Deci dacă auziți pum, e că le arunc pe pat. Ok? După care am portofelul. Nu știu dacă îl aveam și anul trecut. Probabil că da. Acest portofel îmi place la nebunie. Chiar dacă este super mega folosit. Este un portofel din piele. Este micut și îmi place foarte mult. Că și în momentul când ieșim seara și vreau o genuță mai mică, îmi încape. Pentru că eu sunt o persoană care nu-i place să facă schimb de genți și să schimb și portofelul, să schimb și nu-mi place. De obicei când iau o geantă port un an și după aia nu mai port niciodată, dar cam așa sunt eu. În portofel am câțiva bani, nu foarte mulți, am carduri, am documente, am poze și monede, adică nu e cam ceva special ca în fiecare portofel, dar mie îmi place mult pentru că încape orice în portofel, chiar dacă e atât de micuț. Ok, după care... am acest fel de portofel, să zic, în care nu țin absolut nimic decât foarfece pentru tăiat părul. Pentru că, vă arăt acum asta deja, este o foarfecă de sfilat, un piapten și o foarfecă de tăiat părul. Pentru cine nu știe, nu sunt coafeză, nici nu am de gând să fiu, dar mamei mele, mătușei mele, soțului, soacrei, socrului, le tund eu, mai ales bretonul sau, nu, pe soțul și pe socrul meu chiar îi tund eu și am nevoie de foarfeca și am avut aici acum de pentru că am fost să-i tau bretonul mamei mele și mătușii mele. Aici am un toc de ochelari, cred că așa se zice, în care nu sunt ochelari de la Ray-Ban, sunt ochelarii mei de la Prada, care am cumpărat anul trecut de ziua mea, vă arăt acum. Ha, sunt așa fashion, mă simt fashion. I-am cumpărat anul trecut de ziua mea, doar că toc, nu știu cum să spun, contenitorul lor este prea dur și prea mare și mă ocupă foarte mult spațiu în geantă, așa că aveam ăsta de la Ray-Ban și... Îl bag aici, este foarte subțire și mânca pe orice geantă. După care am un pachet de șervețele, aproape terminat. Stați că vă mai arăt mărunteaiele și după aia vă arăt ce am acolo înăuntru. Am, acesta este un pai, trebuia să-l dau bunicului soțului meu. Este un pai cu care se bea mate. Este un ceai argentinian, pentru cine vrea informații merge pe Google și găsește. Iar acesta se folosește pentru acea chestie. Am un portmoneu în care am bani, așa, după care am un bon fiscal, mi-am cumpărat o brățară, am 2 pliculețe cu magnez și potasiu, o să vă fac traducerea pentru că știți că am probleme, nu mă aduc de aminte în momentul când trebuie să zic. Și le port cu mine. Aici am un alt bon fiscal. I-am cumpărat de la H&M, i-am cumpărat pe lui Cezare haine. Nelipsită mască, pentru că întotdeauna e bine să avem la noi o mască. Pentru că
câteodată mai uit să o iau, chiar dacă deja ar fi trebuit să devină obișnuită. Și am două croasante pline cu cremă albă pentru Cezare. Le-am luat ieri pentru că ieri am fost în parc cu el, cu o prietenă, și am zis să le-am la mine, dar nu a avut nici măcar unul și le-am acolo în geantă. Geanta mea aici, în compartimentul ăsta mare, s-a golit. Aici mai are un compartiment micuț, dar nu am decât bonuri. De la Tezenis, că mi-am luat eu ștramp și așa mai departe. Și tot de la AKM, că mi-am luat eu cămașă și bonuri. Nu mă mai contează. Stai că vă arăt și ce am în compartimentul ăsta mic. Am gume de mestecat, pentru că eu fără gume de mestecat nu stau. Un alt bon fiscal, ferească Dumnezeu. Ăsta este de la produse de curățenie. Și acesta este de la un magazin pentru produse profesionale, pentru că am început să fac unghii cu ojă semipermanente și cumpăr produse din acel magazin. Și să vedem ultima, cu geanta am terminat, vă arăt ce am în acest beauty, poate l-ați mai văzut la mine, cred că. Și să vă arăt ce am, dar lucruri pe care nu le folosesc niciodată, adică inutil că îl port în geantă, dar îl port că zic, în momentul când o să am nevoie, sigur nu, ce e, mai bine să-l am la mine. Am un deodorant care este terminat de la Emphazil, este foarte bun, merge dacă ești în pană de, nu știu, când mergeam la muncă, pentru că în perioada asta nu mai merg, îl foloseam, pentru că mă spălam și îl foloseam. După care am, nici nu mai aduceam de aminte că am ăsta, este un strugurel cu protecție 50, mai mult pentru soare, doar că este foarte alb și nu prea îl folosesc, dar este doar pentru buze. Da. Am medicamente atunci când mă doare burta, spre exemplu am menstruație, acele îl folosesc, este foarte bun. Am cheia de la mașina soțului. Am un, ăsta este foarte, îmi place foarte mult, este un luciu de buze, pot să-i spun așa, de la Clarins. Este foarte, foarte fain, foarte bun, hidratează bine și îmi place că colorează așa cu discreție. Îmi place foarte mult și nu știu de ce îl ține aici, pentru că îmi place să-l folosesc, dar îl uit. Și acest luciu de buze de la Dior conține acid ialuronic și umple buzele, cum ar veni. Îmi place tare mult, foarte mult, și tot așa nu știu de ce îl țin aici, pentru că ar trebui să-l țin, nu știu, la îndemână să-l folosesc. Iar acesta face parte din produsele top 2020, pe care o să-l vedeți ori înainte, ori după acest video, nu știu exact să vă spun. După care am câteva absorbante la mine. Am un corector de la Catrice, pentru că înainte, când mergeam la muncă, întotdeauna mai acopeream ceva înainte să încep munca, dar acum cu masca nu mai este nevoie, pentru că nu am ce să mai acopăr. Și am o oglindă foarte murdară, pentru că Cezare câteodată mai umblă la ea. O am din când am fost în vacanță în Portugalia. E foarte faină. Și o agrafă de păr. Dragilor, acesta a fost videoul de astăzi. Dacă vă plac videourile mele, nu uitați să vă înscriți la canal și ne vedem data viitoare. Vă pup și vă mulțumesc! Pa!